Do you consider yourself an esports expert? Then try bets.net. Live and express bets. Odds depend on user's choice. Instant withdrawal, 24/7 support, and user-friendly interface. Everything is crystal clear. Bet and win with bets.net. Ce mi mai place CSGO-ul, oameni buni, ce dor îmi era de CSGO și acum, serios, chiar mi era foarte, foarte dor. Am intrat și eu să filmez un meci de competitive, cred că m-am jucat 7 runde, mi se pare că era 4-3 sau 5-3, ceva de genul. Și am luat cooldown. De ce? Pentru că mi-a dat kick prostia aia cu vacul, am încercat, mi-am restartat calculatorul, am restartat Steam-ul, CSGO-ul, am reparat fișierele din Steam și tot cooldown am luat. Yay! Mulțumesc foarte mult, CSGO, mi-era foarte, foarte dor, așa că astăzi, fraților, o să ne jucăm, am intrat eu acum să văd dacă este loc și este, o să ne jucăm ceva meciuri aici pe arena.oantep.ro. Nu este nicio promovare absolut deloc, numai că ăsta este serverul de arena pe care îl știu și care mi se pare destul de fain. Știu că treaba e treaba și nu există prostioare aici. Oh no, they are retarded. Stai așa, dăm voice enable 0. Oh no, they are retarded. Așa, ați auzit și voi ce se întâmplă acolo. Deci, băi, fraților, bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră minunată de CSGO. Nu știu dacă sunt singur sau ceva, dar... Ba da, sunt singur, uite că a scris aici nou oponent. Cred că ați văzut deja din intro, avem noi intro-uri pentru aceste clipuri de CSGO. Aș aprecia foarte mult dacă ați intrat și voi pe linkul din descriere să vedeți despre ce este vorba, pentru că de acum încolo suntem sponsorizați de cei de la bets.net. Și hai să vedem dacă mai știu să... Mă joc CSGO, frate, nu m-am mai jucat de foarte mult timp, atenție, chiar nu m-am mai jucat de foarte mult timp, cred că mă joc maxim un match de CSGO pe săptămână, ceva de genul. Și atunci când mă joc nici nu sunt foarte, foarte tryhard. Deci vreau să-mi scrieți în comentarii ce vreți să ne mai jucăm pe CSGO. Eu o să vreau să postăm competitive, o să vreau să postăm meciuri alături de, nu știu, de Geo, de Cârnat, de Tormento, de Voider, de ăștia. Sau niște meciuri custom, ar merge niște meciuri custom. Și bineînțeles, nu uitați să dați acolo foarte, foarte multe like-uri, pentru că revenim cu forțe proaspete, după cum puteți observa. Chiar revenim cu forțe proaspete și sperăm să facem treabă bună. Opa, săracul, asta este, era aia FK sau nu știu ce făcea acolo, scrie sau ceva. Scopul în acest videoclip este să ajung în Arena 1. Dacă ajung în Arena 1, sunt cel mai fericit și o să trăiesc fericit până la aduși bătrâneți. Punct. Mamă, cât de mult am vorbit, ești nebun la ca, frate, mi-era dor să vorbesc așa cu voi și să mă joc. O să încerc să dau voice enable. Doamne ajută, hai să facem 3 cruci. Gata, amin. Băieți, sunteți nebuni? Posedat, oh da, e posedat. Oh no, it's retarded. Eu am zis că Andrei pe server. Sus Andrei! Mamă, stai așa că mă opresc pe serverul ăsta. Nu știu, frate, uite, pierd și eu timpul pe aici. Mamă, ce campionat. Bă, zis la Andrei, bă. Ăla, ascultă manele, ăla mă înjură. Aolo, ce distruși, nu mai pot. Ia uite, au intrat și sabul de ZZ, nu mai pot, băieți. Ci că ZZ Andrei mare fan să moară Dragnea, filmez și pe el îl cheamă Dragnea. Cum a ajuns asta așa? Îmi puteți spune cum a ajuns așa repede? Cred că cum l-a spawnat, a sărit aici direct la mine. Băi, până acum n-a murit deloc. Dar acum văd și eu scorul, stai așa, dăm click data și dăm așa în jos. Am 5-0, Arena 12. Cred că l-am auzit, dar mi-a sacadat în ultimul hal. Și nu văd opțiunile. Nu vreau să dau accept. Cred că... Nu, am dat accept! God damn it, am vrut să dau decline. Let's see. Pe dacă îți scos capul, mă, Denis. Și acum întrebarea este, care cap? Nu, dar dacă ieși așa cu ochii aia la vedere, ce vrei să-ți fac? Mamă, deci mi se mișcă dubios. La modul ce mi-a spus, mi se mișcă dubios. Mi-am reinstalat iarăși Windows-ul pentru că am avut o problemă destul de mare și mi se bloca odată la 30 de secunde și nu mai mergea absolut nimic, frate. Nu mergea nimic, m-am uitat peste tot, nu mai mergea efectiv nici control al din, nici să deschid task manager, nimic. Trebuia să dau restart la calculator. Uite, what the fuck, mi-a scăzut la 90 de frame-uri, v-ați văzut? Damn, spray! Deci, de ce îmi scad frame-urile? Haide să facem setările împreună. Video settings, audio, very high, nu-i dăm high, bla 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 bla, dăm aici 2 și dăm apply. Doamne ajută? Doamne ajută? Haide, te rog, mi s-a blocat? Și-a revenit? Da, dar se mișcă, mai rău se mișcă, uitați-vă, am mai puține frame-uri.
Uitați-vă. Deci când trage unul, what the fuck, mi se mișcă și mai rău. Băi, tu vorbești serios, mă? Mamă, păi nici nu pot stau liniștit aici, că trebuie să-i bat pe ăștia. Mai am 1 HP, băieți. Deci nici liniștit nu pot. Ești nebun, dau pe high. Dau toate high, chiar dacă sunt deja high. Dau te very high, ești nebun, îi dau direct. Îi dau 8, maxim. Le pun maxim pe toate, gata. Anti-aliasing, nu știu ce e ăsta. Îi dau anisotropic. Anisotropic ăsta. Gata, apply. Ia să vedem, am 5000 de frame-uri. Sper să nu mă omoare. Opa. Am ce mai... Care sunt setările bune? Am 90 de frame-uri. De ce? Nu, nu, nu o să intre de ce am 90 de frame-uri. Deci, frate, este o problemă la CSGO de când s-a făcut update-ul ăsta, frate, mie îmi scad frame-urile în continuu. Vedeți și voi aici, uite. Am GTX 1080, o placă video de 30 de milioane și uitați-vă cum mi se mișcă. Cum să face asta? Și dacă dau pe low... Oh! Haideți să facem un test aici, să dăm și pe low. Dau totul pe low, ești nebun. Very low, very low, 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 low. Dăm disabled. Ba nu, ăsta cred că trebuie să fie enabled. Dăm low aici, dăm none, dăm disabled, dăm bilinear. Gata, apply. Deci le-am dat pe toate cele mai varză setări. Să vedem dacă am fix același frame. Uite, mi s-a blocat la 128. Ia. Stați că încă gândește. Am mai puține frame-uri. Sau mă rog, cred că la fel, da. N-a știu ce s-a întâmplat ăla, dar mi se mișcă fix la fel. Uitați-vă. Și îmi scad și sub... Îmi scad și la 90. Opa, șacalule. Ce ai făcut, verișoarele? Verișoare. Da, măi, deci este o problemă destul de mare. V-aș ruga să-mi scrieți în comentarii ce dragi de-a mea se trebuie să-mi fac, să nu știu, să mă uit și eu pe net. Nu mai am nicio aplicație deschisă. Dacă mă uit aici, uite, am coborât în bară jocul acum. Procesorul îmi este folosit la aproximativ 32%. Și stă, uite, 30% acum. 30, 29%. 29%, 31%, memoria 17%, placa video 45%. Bravo CSGO. Păi și mis... Ia uite, iarăși 90 de frame-uri am la început. Oh, zici că joc mai bine așa când mi se mișcă mai prost. Mai încercăm să mai dăm o dată un voice enable. Enable 1. Ui, la țigan, hopa. Oh no, they are retarded. Ce racuri sunteți în matchmaker? Dacă te bat acum, îmi dai acau. Oh, uitați-vă la ei. Răzvane la mulți ani cu metre. Mamă. Ce mi-ai dat acolo? Gata, dăm voice enable 0 iarăși pentru că nebunesc ăștia. Mamă, ia mulți ani cu metre. Cică lol, să-ți Andrei, salut, ba Andrei, filmezi. Nu mai da astea. Și frate, în mod normal, înainte de update era 300 de frame-uri stas. Fix acolo, blocat. Dăm decline. Mor, bă. Deci, mamă, am ajuns arena 2? Holy fuck, am 16 cu 1, deci am murit o singură dată. Tu-ți bagi joc de mine, zici că ăștia m-au lăsat, eu mor, nu știu care e treaba, dar... Nu mă așteptam să fac chestia asta. Vorbesc la mândice mai serios, pentru că v-am spus, mă joc un match, sau mă rog, filmez un clip de CSGO de obicei pe săptămână, adică pe mine nu mă joc foarte mult. Și având în vedere că mă joc atât de des, am zis des, nu. Atât de rar, având în vedere că mă joc atât de rar, vă dați seama că n-am cum să avansez foarte mult, dar trebuie să mă joc mult mai des. Gen, pentru a avansa și a prinde din ce mai mult skill, trebuie să mă joc cât mai des, dar eu mă joc foarte rar. Opa, tipul ăsta are 22 de kill-uri și 2 death-uri. Și hai să vedem dacă îl bate Hex ăsta, nu cred că... O, l-a bătut! Și cine a ajuns în arena 1? Deci obiectivul pentru acest clip, oameni buni, deja a fost îndeplinit, aș putea spune, pentru că... Am ajuns în arena 1, hei! Dar vreau și eu să ajung acum să-l bat pe ăla din arena 1 sau se termină mapa. Ha, mă, se bate odată? Ah. Și cred că... Ba, nu ăsta. Dar nu cred că mai e din mapă. Haideți. Oh, bine! Ce frumos! L-am auzit cum s-a dus acolo. Și am știut că o să fie ăsta aici. Băi! Gică! Gică nebunul. Așa îi spune. De acum încolo trebuie să dau un net grev 0, că deja am înțeles despre ce este vorba. Gică nebunul, ne pare rău, ai crăpat. Amin. Fericire veșnică. Și tot ce trebuie. Și repede, îmi place foarte mult pe serverul ăsta pentru că mereu sunt jucători. Nu știu dacă știți și voi alte servere. Ce alerga pe acolo ca nebunul. Ce, uite, fac și multe experiențe. Uite, scrie aici, your XP. Arena 4, poți răspunde? 19 cu 1.
Ba, bă, că cât de cât acolo pe tras măcar, știi, că pe tactică sunt varză, dar pe tras măcar, zic și eu. O să zic ăștia că scoda, bă, la cum mi se mișcă, că nu mi se mișcă cum mi se mișcă înainte de update, v-am spus gen așa foarte, foarte bine. Dar la cum mi se mișcă, frate, nu mă așteptam să fiu în stare să dau atâtea capete, poate mă ajută, deci nu cred. De ce te-ar ajuta să ai pus în frame-uri mai multe? Uite, ăsta mă omoră, m-a făcut pila. Băi, vreau, cam ăsta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut, dați vă acolo cât mai multe like-uri dacă v-a plăcut și dacă vreți să postăm mai multe clipuri. Am fost Andrei, ne auzim data viitoare, v-am pupat, ceau bă, bye bye.